Ca-n ziua de mari fericiri.
toate prin El s-au creat și cine ca El în statură, nu-i nimeni ca meu împărat. Cistiți-L-o-s toate și ape, cistiți-L voi mă și uscat, căci El a putut să adape mulțim de popor însemnat. O seara lui Iisus, o seara lui Iisus, o seara lui Iisus, de-acum și până-n viață. O seara lui Iisus, o seara lui Iisus, o seara lui Iisus, de-acum și până-n viață. Prin câte puterea s-arată, prin câte dovezi îl cunoști, privește la cerul și iată, în toate pe El le cunoști. Veniți voi mulțim de popoare, să vină toți cei păcătoși, căci gloria Lui este mare, iertare primiți bucuroși. O seara lui Iisus, o seara lui Iisus, o seara lui Iisus, de-acum și până-n viață. O seara lui Iisus, o seara lui Iisus, o seara lui Iisus, de-acum și până-n viață. O seara lui Iisus, o seara lui Iisus, o seara lui Iisus, de-acum și până-n viață. Iubiți frați și surori, deschidem serviciul divin din seara aceasta, din momentul aceasta, cu citim psalmul 100. Este un psalm de laudă, un psalm de slavă la adresa lui Dumnezeu. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Haideți să ne rugăm Domnului, invit pe fratele Petru și pe sora Florica să ceară binecuvântarea Domnului peste frumoasa aceasta și facă Domnul ca fiecare dintre noi să simțim prezența Lui. Amin. Să mai facem două rugăciuni. Fratele Cristi Mădălina va sluji și va da undem la prima rugăciune și fratele Dan va da undem la a doua rugăciune. Cu toată inima, cântăm Domnului.
Frați și surori, vă rog să ne ridicăm în picioare. Sunt unii care cred că dacă cine predică, ridică pe popor în picioare înainte ca să dă un îndemn, oamenii nu prea ascultă la ce ai să zici. Se gândesc numai oare cât ne ține asta în picioare. Dar eu nu cred că aceasta este așa cu voi. Eu cred că fiecare din noi aici dorim cu adevărat să simțim pe Domnul, dorim ca să ne apropiem de El. Amin. Îndemnul meu pentru seara aceasta va fi foarte scurt, frați și surori, și baza îndemnului acesta va fi o întrebare. Vreau să pun o întrebare nu numai pentru mine, dar și pentru fiecare parte și doresc ca fiecare din noi să ne dăm răspunsul în inimile noastre. Întrebarea, frați și surori, este cum stăm în ziua de astăzi cu pocăința? Acum, eu nu întreb cum stăm cu cât de bun baptist suntem sau cât de bun penticostal suntem sau ortodox sau catolici. Nu, frați și surori, întrebarea mea este despre relația noastră personală cu Dumnezeu. Cât de bun suntem noi și cum stăm noi cu pocăința în ziua de astăzi? Mă gândeam zilele acestea, dacă n-ar fi pentru ispita aceasta, cred că pocăința ar fi foarte ușoară. Dacă n-ar fi pentru ispită, eu cred că toată lumea ar fi pocăită. Dar nu e așa, frați și surori, ispita ne așteaptă la orice colț. Totdeauna ne așteaptă să ne prindă. Și mă gândeam ce să facem cu ispita aceasta și eu sunt credințat că de ispită niciodată nu o să scăpăm. Numai atunci când vine Dumnezeu să ne ia la El. De ispită niciodată nu o să scăpăm, frați și surori. Dar cu ispita aceasta care este în viața noastră, eu cred că Dumnezeu ne-a dat un fel ca să putem să o biruim. Amin. Singurul verset care vreau să-l citesc pentru rugăciunea aceasta se găsește la Luca, capitolul 22, versetul 40. Luca, capitolul 22, versetul 40. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Frați și surori, dacă noi vrem cu adevărat să fim biruitori în viața noastră, dacă noi cu adevărat vrem ca să trăim o viață de pocăință, o viață aproape de Domnul, o viață în care suntem totdeauna plini de bucuria mântuirii, totdeauna gata să dăm o vorbă bună la propriul nostru, Dumnezeu ne arată aici cum putem să biruim ispita. Singurul lucru care ne atrage de la Domnul este păcatul. Și ispita aceasta ne îndeamnă la păcat. Dar dacă ispita aceasta vine la noi în viață, frați și surori, Dumnezeu ne spune așa de clar, Iisus ne spune așa de clar aici, că ispita poate să fie biruită cu rugăciune. Amin. Dacă ne vine o ispită, frați și surori, Iisus ne învață ca să ne rugăm. Și asta vreau ca să facem în seara aceasta, să ne punem pe genunchi și să rugăm pe Dumnezeu ca să ne dă puterea, ca să vedem când vine ispita. Să ne dă putere ca să putem să ne rugăm, ori în gândul nostru, ori să ne punem pe genunchi și să rugăm pentru putere ca să putem birui ispita. Dumnezeu ne promite, frați și surori, prin Sfânta Scriptură, că El este cu noi. El este cu noi în ispite, El este cu noi când treburile sunt mai grele. Dar El, frați și surori, vrea ca să ne reamintească în seara aceasta că prin rugăciune noi suntem biruitori. Amin. Amin. Haideți ca să mergem pe genunchi și să ne rugăm. Thank you.
Iubiților, vă salutăm pe toți în numele Domnului Hristos și ca de obicei, când ne adunăm alături, vă spun bine ați venit la Casa lui Dumnezeu. Este mare binecuvântare, este mare onoare, mare har să putem fi cu toții împreună. Nu suntem doar o adunare adunată de scop cultural, dacă vreți, că suntem români sau știu eu în ce alte scopuri. Bine, ne bucurăm să ne vedem fețele unii altora, nu este nimic rău în asta. Mă bucur să văd pe fiecare dintre dumneavoastră. Nu este nimic rău în asta. Dar suntem Biserica lui Hristos. Domnul Iisus Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Ne-a răscumpărat prin sângele Lui. Este mare har și mare onoare să putem să ne adunăm împreună, cu drag, cu sub binecuvântarea Domnului, să stăm în închinare înaintea Domnului, să ridicăm mâinile către Domnul, să cântăm în cinstea Domnului și să ne zidim unii pe alții. Așa că, încă o dată, vă felicit pe fiecare că ați ales un loc bun. Un loc în care putem să ne închinăm înaintea Domnului, putem să stăm în jurul Scripturii, putem să cântăm. Dragii mei, este mare onoare, mare binecuvântare. Mă rog Domnului să țină vremurile acestea. Nu știu câtă vreme o să țină, dar să țină și să putem să ne bucurăm. Și atunci când va veni ispita, așa cum ne rugam la prima rugăciune, atunci când vom simți că poate cine știe ce vreme vom veni și nu vom mai putea înainta, atunci o să ne amintim că ce am stat, ne-am hrănit spiritual și să punem în aplicare, dacă vreți, ceea ce am învățat. Să fim tari, să luăm decizii bune pentru Domnul nostru. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare și vreau să fac și niște prezentări. O să salutăm în jurul nostru pe fratele Ionel Negrile. Unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți, a mai fost la noi. Îl întrebam pe fratele dacă mai știe ce lună a mai fost în mijlocul nostru. Nu mi-amintesc dacă vreau să spun sau nu. Dacă aș știu luna, dar oricum anul trecut, asta știu sigur, în anul 2008 a fost în biserică. Îi mulțumim că este iarăși cu noi și este în mijlocul nostru, Domnul să-l binecuvinteze, fratele va avea și un mesaj, mă rog Domnului, ca să îi dea cuvânt și unde la Domnul să fie peste el și să vorbească inimile noastre. Avem nevoie ca Domnul să ne vorbească. Ca întotdeauna spun, avem nevoie ca Domnul să ne vorbească și mă rog ca Domnul să ne vorbească în seara aceasta prin fratele Ionel. De asemenea, ne vizitează fratele Beniamin din Atlanta. Fratele Beniamin este din biserica din Atlanta, păstrită de fratele Cosmin Avram. Spun acest lucru pentru că îi spunea și la fratele, duminica trecută, au fost niște frați tineri din, din biserica la fratele Cosmin Avram, care au slujit aici prin cântare și fratele fiind pe trac, nu știa, dar uite că a trecut pe aici și ne vizitează. Domnul să-l binecuvinteze, va avea și un salut și se va prezenta și singur. Până atunci, vă mulțumim, fraților, că puteți să fie cu noi și ne bucurăm să avem mijlocul nostru și Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm de fiecare dintre dumneavoastră. Și la toți vă spunem Domnul să vă binecuvinteze. Cel mai mult ne bucurăm de Domnul Iisus Hristos. Și El este, dacă vreți, oaspetele de onoare. Și ne rugăm ca fiecare dintre noi să simțiți această prezență. Să simțiți că Domnul este Cel care a hotărât ca în această seară să fiți în locul acesta. Fie ca să vă asculte rugăciunea care ați avut-o. Fie ca să aveți ocazia să vă închinați, că Domnul nostru merită toată închinarea. Fie ca să vă vorbească în seara aceasta. Domnul a hotărât să fiți aici. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să aduc și niște anunțuri înainte să ne mai închinăm înainte Domnului. După încheierea serviciului divin, dragilor, nu pleacă nimeni. Mă rog din inimă să rămâneți. Este o surpriză pentru unii dintre dumneavoastră, pentru unii nu, pentru că v-ați pregătit. După încheierea serviciului divin, va avea o masă, va avea loc o masă de dragoste. Vom sta la părtășie împreună și în ultimul timp am cam avut mese de dragoste. Nu este nimic rău în aceasta. Este bine să avem și acest fel de părtășie pe lângă cuvânt, pe lângă închinare, să putem sta și să povestim, să mâncăm, să ne mai încurajăm unii pe alții, ne mai ridicăm unii pe alții. Această masă de dragoste este surpriză, spuneam, pentru că are loc o ocazie specială. Surorile au vrut să facă o surpriză la sora Claudia, care așteaptă o fetiță peste câteva săptămâni și cu ocazia aceasta se fac un baby shower, a spus, haideți să aducem mâncare la biserică și după încheierea serviciului divin, să putem sta la masă cu toții. După care, bineînțeles, noi bărbații putem avea un timp de părtășie separat și surorile vor avea acel baby shower și vor avea această bucurie împreună. Încă un lucru pe care îl amintesc și vreau să-l amintesc în următoarea săptămâni până ne obișnuim cu el, să nu uităm de cărțile de biblioteca pe care le avem în cazul bisericii.
Cei care vreți să citiți, vă invit toată inima să luați cărți. Cei care ați luat deja, vă rog, nu rețineți foarte mult. Citiți-le, că de-astea le-ați luat, bănuiesc, să le citiți. Și când le terminați de citit, să aduceți înapoi ca să le poată citi și alții. Și încă o dată, dacă aveți cărți pe acasă, în limba română, creștine și nu, vreți să le donați bisericii cu toată dragostea, vă invit să le aduceți și vă vorbim, vor fi pe mâini bune. Încă un anunț. În luna mai, la sfârșitul lunii aprilie, de fapt, sau începutul lunii mai, încă nu am văzut exact, biserica noastră va avea o sărbătoare, va fi un botez. Prin harul Domnului, prin binecuvântarea Domnului, este mare, mare lucru pentru o biserică ca noastră și pentru orice biserică, de fapt. Dar nu special ca noastră, pentru că suntem o bisericuță mică. Când Domnul ne binecuvintează cu astfel de sărbători, vom avea botez și spuneam că este poate cea mai mare sărbătoare și binecuvântare pentru o biserică, când cineva se hotărăște să se întoarcă la Domnul. Spun acest lucru pentru că, odată, ca o încurajare pentru biserică, pentru noi și de altă parte, dacă sunt frați care nu sunt botezați, eu, care nu au încheiat un legământ cu Domnul, pentru că, până la urmă, botezul acesta este încheierea unui legământ cu Dumnezeu, când vei sluji toată viața și vrei să încheie un legământ, va fi o ocazie minunată acum și poate că Domnul îți vorbește. Să te hotărăști să închei un legământ cu Dumnezeu. Să te hotărăști și spui, Doamne, m-am hotărât ca în fața martorilor văzuți și nevăzuți să spun că te voi sluji toată viața. Acum, previților, haideți să mai avem un timp de închinare, un timp de cântare. Invit mai întâi copilașii noștri să ne mai descrețească frunțile și să laude pe Domnul. Deci copiii vor lua pe Domnul cu cântare, se vor închina înainte Domnului și după ce copiii vor cântau cântare, surioara Melania să rămână aici pe stage și să laude și-a pe Domnul.
sora Dana să laude pe Domnul cu o cântare. Aș vrea ca în timpul acestei cântări să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie și de asemenea copilașii pot pleca la școala duminicală. Să aibă timpul acolo, să se binecuvinteze. După cântarea sorii Dana, vedeți pe fratele Beniamin să aducă un scurt salut din aplauze. Așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos,
pentru viața veșnică. Amin. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Lucrez pe trop și am ajuns cam de 40 de minute înainte de a începe programul aici la dumneavoastră și am sunat acasă copilul, unul dintre băieți, și am zis: caută-mi, te rog, în Elopregiul românesc o biserică în Denver, Colorado. Să nu stau să pierd timpul, am zis că e mai bine cu frații. Amin. Și l-am deranjat pe fratele să vină după mine. Ca să nu viu atâta pe jos, am parcat aici undeva și m-a întrebat dacă predic sau dacă cânt sau dacă fac vreo slujbă. Și am spus că vreau să ascult. Dar am găsit în Scriptură un rob la care Domnul a zis: du-te în via mea și lucră. Și a zis că s-a duce. Și nu s-a dus. Și unul s-a scuzat și a zis că n-a mere și s-a dus. Și cred că ăla care a zis că n-a mere și s-a dus, a făcut un lucru bun și a fost răsplătit pentru lucrul acesta. Am vorbit cu fratele Neghilă și l-am atenționat un pic și am spus: am o poezie scurtă. N-am vrut să o recit, dar la îndemnul fratelui, la timpul de rugăciune, mi-o revenit în minte și vă spun sincer, n-am recitat-o, cred că de ani de zile. De ani de zile. Dar ne arată un tablou și îmi dă exemplu pe Domnul Iisus în grădina Ghețimani, în acea vreme când El s-a rugat pentru mine și pentru tine, ca să avem mântuirea. Și poetul însuflat de Duhul Domnului spune: am vrea să ne aruncăm cu toții la țărână, să hohotim în plâns ca cei sărmani, căci astăzi Dumnezeu ne aduce imagini cu Iisus în Ghețimani. Nu, nu-i un vas și nici poveste. Ia seama, dragul meu, cum stai. Grădina Ghețimani, grădina e poarta noastră către rai. Ea nu-i ca și oricare grădină, ea pentru noi un veșnic far. E mărturia cea mai demnă, ea e un cer întreg de har. Din ea s-a înălțat spre ceruri cele mai sfinte mijlociri. În ea s-a declanșat salvarea întregii noastre omeniri. În ea cândva s-a rupt sentința. În ea Iisus a acceptat să fie dat ca miel de jertfă, să fie totuși junghiat. Veniți să îngenunchem cu toții unde Iisus a îngenunchiat. Veniți să îngenunchem cu toții oricâte crezi de vinovat. Veniți ca să trăim minunea unirii noastre cu Hristos. Veniți căci ne-a scârbit de forme, de euul nostru ticălos. Veniți voi, frați, cu dăruire, veniți smeriți în Ghețimani, veți întâlni originalul cel căutat de atâția ani. Veți întâlni acele clipi în timpul lui de misiune, când nopțile le petrecea în Ghețimani în rugăciune. De aceea noi stimăm grădina, căci ea e locul potrivit, unde Iisus primea putere, unde Iisus a stăruit. Unde Iisus vorbea cu Tatăl de nimeni a nestingerit, unde avea El părtășie cu Dumnezeu ce-a iubit. În 21 Luca cu versetul 37 găsim secretul lui Mesia, al tău și al meu, iubite frate. Nu stă în multă teorie, nu stă în sprijin omenesc, ci stă în forța rugăciunii, ascunsă în Tatăl cel Ceresc. Nu în expoziție de glasuri, nu în întâlniri cu scopureci, ci într-o deplină dăruire ascunsă în Dumnezeu pe veci. Desprins de tot, chiar și de tine, de firea ta cu stă de haz și dând acces celui lăuntric să poată ajunge la extaz, să poată ajunge în părtășie ca și Iisus cu Tatăl Sfânt. Și vei primi atunci putere ca și Iisus pe acest pământ. Cuvântul tău ar fi putere, tu nu ești și nu-s nici eu. Atunci îți dăruiești ființa ca să lucrezi de Dumnezeu. Atunci necazurile vieții
Nu te răpesc ca pe un trofeu. Nu pun pe tine stăpânire, nimic, ci numai Dumnezeu. Atunci trăiești minunea. Atunci ai și tu cuvânt. Atunci la porunca sfântă se fac minuni pe acest pământ. Atunci dai cu putință să vezi minuni dumnezeiești. Chiar de-ți apar bolnavi în cale, tu mergi spre ei și îndrăznești. Tu te apropii prin credință, umbrit de sfânta încredințare și în numele Celui ce poate te rogi să dea vindecare. Și într-o clipă vezi bolnavul cum se ridică vindecat. Așa lucra Mântuitorul și la aceasta ne-a chemat. Popor creștin, voi frați de lucru, de vreți puterea cea de sus, de vreți ca să lucrezi de Domnul, aveți credință în Iisus. Domnul să-L binecuvinteze pe fratele Beniamin. Amin, amin. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare și să înțelegem esența acestei poezii. Amin. Grădina Ghețimani, la rugăciune. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Înainte să ascultăm cuvântul Domnului, vă rog pe Sorafina să pregătească o cântare. Pe dumneavoastră, vă invit să ne ducem în picioare și cât Sorafina caută o cântare. Vă rog să dați mâna cu cel de stânga, din dreapta și să spuneți o binecuvântare. Salutați-vă, Domnul să vă binecuvinteze. Spuneți-vă o binecuvântare, un cuvânt de bine. Și după cântarea surorii Litvina, fratele Ionel Negrilă va vesti cuvântul Domnului și rugăciunea noastră este ca Domnul să-i dea ungere de sus. Domnul să binecuvinteze. Putem să ocupăm locul.
slăvit și binecuvântat să fie Tatăl din ceruri, împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a prilejit din nou posibilitatea să ne vedem în cadrul unei emisiuni în care eu mă îndrept înspre Nord și Domnul în ultimul timp a sucit lucrurile în așa fel încât drumul să treacă pe aici și Domnul să fie slăvit și binecuvântat că avem prilejul acesta. Dar ceea ce este mai important este nu vederea, cum a spus fratele, numai vederea față în față, deși și aceasta este cel mai mare impact, să știți. Și acesta este un impact deosebit. Scopul nostru este ca sufletul, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, să se bucure de prezența Duhului Sfânt. Amin. De aceea vă rog din adâncul sufletului, rugați-vă că și timpul oricum își face cursul, ca Dumnezeu și nu firea pământească, Dumnezeu și nu omul, Dumnezeu și nu maestru, Dumnezeu și nu teologul, ci Dumnezeu să vorbească sufletului. Amin. Pentru asta rugăciunea deschide cerul, iar inima deschisă poate să-i prilejească lui Dumnezeu posibilitatea să scrie pe ea ceva. Iubiți frați și surori, la început, înainte de a intra în cuvântul Domnului, aș vrea să spun câteva știri. Am ales la ceva mai greu la început și apoi ceva mai ușor. Aș vrea să spun doar întreagăt, iar după predică, dacă sunt întrebări, atunci putem să avem un timp suplimentar. Biserica trebuie să fie deosebit de atentă, că așa cum am arătat data trecută, se umblă la schimbarea cuvintelor în Biblie de către mișcarea ecumenică, în special mișcarea New Age și așa mai departe. Eu lucrez la o temă ca aceasta de mult, în urma unui vis în care Domnul mi-a dat să fac colecții de Biblii, eu 30 de ani în urmă și numai acum am dat seama de ceea ce se întâmplă. Cred că vă dați seama ce însemnează sufocarea cuvântului lui Dumnezeu și transferarea luminii în altă parte. Deci numai atât în cadrul acestei știri. Aș dori de asemenea să mai spun ceea ce am pe inimă, cu toată dragostea. Eu așa sunt făcut, poate alții nu sunt așa, poate pentru că am studiat istoria, poate că Dumnezeu știe. Dar aș vrea să vă rog, din tot sufletul, să aveți în grijă și limba română. Să aveți grijă și de limba română. Pentru că încetarea activității lingvistice la un popor însemnează dispariția poporului. Iar prin limba care ați primit-o de la sânul mamelor dumneavoastră și am primit-o și noi, am primit cele mai alese cuvinte din partea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este bine ca să știe poporul, pentru că majoritatea popoarelor de aici caută să-și păstreze tezaurul care l-au ei prin limbă. Dumnezeu să fie slăvit și să ne dea putere să avem în vedere și generațiile care vin după noi. La punctul 3, aș vrea să vă spun că pe suprafața Pământului Dumnezeu lucrează cu puteri mari de tot, dar lucrează cu acei ce sunt predați, cu acei ce se predau, cu acei ce nu se prea uită la averea lor și la viața lor și se predau. Pot să vă aduc știrea binecuvântată că o misiune româno-americană formată din 9 persoane care am găzduit-o noi acasă în Sacramento săptămâna trecută, înainte de a veni aici la voi, a fost în Africa, în Mauritania, în Guinea-Bissau, în Liberia, acolo unde, în una dintre țări, islamul este declarat 100% din 3,4 milioane de locuitori. Nu avem acolo decât 1000 de creștini, unii, primul întorcându-se în 1976, după cum spune anumită statistică. Dar pot să vă aduc această știre pentru ceea ce urmează să spun din cuvânt, o bucurie deosebită că în Algeria, ne spun frații și eu aș vrea să invit aici la voi,
Noi lucrăm de 12 ani împreună, misiunea noastră cu a lor, și cred că vor veni, dacă vă deschideți inima, dacă nu, s-ar putea întâmpla, vorbim cu fratele Alin Bob, să-i auziți la conferința tineretului și așa mai departe. Dar avem această bucurie să vă spunem din ceea ce am auzit, că deși nu au Biblie, în Mauritania, misiunea lor a fost una dintre primele misiuni creștine din afara Mauritaniei care i-a vizitat pe creștini. Acolo sunt situații grele, nu-i cazul să intru în subiect. Punctul este acesta. Dumnezeu li s-a descoperit prin vis la musulmani și i-a chemat la pocăință, slăvit să fie Domnul. Dacă aveți această dorință, vă rog să mă lăsați să o duc la inima lor și Dumnezeu să-i trimite aici să vă arate pe larg niște lucruri deosebite. O să vedeți și lucruri absolut incredibile de pe terenul vrăjitoriei și cum Dumnezeu lovește această putere prin îngerii trimiși direct din ceruri ca să rezolve lucruri nemaipomenite. Slăvit să fie Domnul! Tot înainte de a începe cuvântul, din gelozie deosebită, și nu ca să mă arăt eu că poet și așa mai departe, că eu nu prea recit nici poeziile care le scriu câteodată, dar este o gelozie în inima mea, fiindcă, frați bărbați, voi sunteți preoți de familie. Asta este lăsat de la Iisus Hristos citire și de la Melchisedec, slăvit să fie Domnul. Și uitați cuvântul, cum se adresează preotului și, bineînțeles, că și în primul rând preotului bisericii. Preotul este născut direct din focul legii, arzând păcatul universal în cuvânt. Lumină din lumină, lovind taina fără de legii, croind cu Dumnezeu neamul sfânt pe pământ. Marele Levi, în zbaterea legii, a uitat de copii, căci naște continuu sub soare din morți alții vii. Preotul este născut să trăiască în veci. Melchisedec, lumină în grotele reci, aliminții înghețate de luceafărul căzut, preotul nu are veșnic o dignă în așternut. Legea lui este clară, arderea vieții, să fie lumină celor ce-l caută în beznele nopții. Preotul stă în fața guvernatorilor lumii, cu legea eternă făclia dreptății, prin care coboară din cer heruvimii, luminând urcușul greu al eternității. Jertfă sfântă pe altar în ceasul durerii, preotul este nedespărțit de lege în ceasul plecării. Slujbaș scump al cuvântului iubirii ferbinți, plătit la plecare cu 30 de arginți. Amin. Frați iubiți, vă rog să mai răbdați între câteva versuri în legătură cu cuvântul care aș dori să-l desfășor astăzi din Scriptură. Aș dori înainte să atenționez biserica că ori credem, ori nu credem, ori ne dăm mari, ori ne dăm mici, ori ne fălim, ori nu ne fălim, ori propovăduim în afară, ori nu propovăduim. Aceasta este biserica botezată cu Duhul Sfânt. Biserica aceasta a luat naștere după ce mantaua a fost spălată în sângele strugurilor, strugurilor Geneza, capitolul 49, când va veni Shiloh. Răstignirea lui, darea sângelui, a adus revărsarea Duhului Sfânt peste lume. Și aceasta este biserica care crede în botezul cu Duhul Sfânt. Dar pentru desfășurarea cuvântului, care doresc în continuare, aș dori să ascultăm câteva versuri despre adevăratul botez cu Duhul Sfânt, pentru că falsitatea intră foarte mult în biserici la ora actuală. Botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este cel mai mare dar de pe pământ. Se dă direct din ceruri, de la Dumnezeire, să înveșnicească
ce-i sfânt în omenire, este a sângelui sfânt făgăduință și nu se câștigă decât prin umilință. Unii caută să aibă control și acces, dar orice intervenție este fără succes. Nu pot cei mari și cei mici pe om să adapte. Numai păstorul cel mare inima poate să o sape, să o prelucreze moleculă cu moleculă și atom cu atom. Și când simte botezul cu Duhul Sfânt, devine alt om. De aceea Domnul a spus, dați-vă silința, și în casa lui Ion Marcu a împlinit făgăduința. Acolo nu erau controlori, nici șef de ocoale, decât numai credincioși smeriți și cu mâinile goale. Deodată, fără răcnete adânci, fără alese și atrăgătoare lozinci, fără îmbrânceli, strigăte și alte sudori, cerul s-a deschis cu ale veșniciei comorii. Un sunet s-a auzit necomandat de păstori, ca vâjitul unui vânt umplându-i pe toți de fiori. În toată casa unde stăruiau cu un singur cuget, nimeni n-a șoptit altuia în urechi niciun sunet. Nimeni n-a zis, revarsă, varsă și varsă, căci toți simțeau cum li se umple inima arsă. Ei, de păcate, cu mult înainte s-au curățit să poată primi Duhul de foc venit din infinit. În Eden, țărâna vibra vorbind sub arcușul dumnezeirii, cu creatorul și dătătorul fiorilor de foc ai simțirii. Fără profesor și mame, cu alfabetul în mână, când creatorul făcea peste pământ mica limbă stăpână. La fel cum după sângele iubirii jertfit, după smerenia slavei coborâtă de la tronul slăvit, după ruperea perdelei dinăuntru a mâniei, omul vorbea din nou cu dumnezeirea tainele mari ale veșniciei. Niciun mai mare prezent nu știa ce să facă. Toți simțeau cum Duhul începe firea să le-o prefacă. Vedeau păcatul care a zdrobit pământul întreg și mai vârtoși spuneau în limbi lui Dumnezeu că-l aleg. Țărâna s-a aprins de bucuria fiorului sacru și s-a predat de-a fururi Domnului la lucru. A simțit cum sarea adevărului în sânge pătrunde și cum lumina îndepărtează demonii pe nevăzutele unde. Nimeni nu a avut nicio halucinație. Nimeni n-a inventat nimic din imaginație. Nimeni n-a fost influențat în rugăciuni de vecinul, căci peste toți și peste toate era la lucru stăpânul. Era forța năprasnică și mistică a Harului dat, care din încătușarea satanei pe omul sărac l-a eliberat. Iar tu, învață azi să nu te ridici ca o uză, gândind că Dumnezeu are nevoie de o călăuză. Vorbeau clar limbile neamurilor din împrejurimi, nu bâșbâiau silabe furate de la vecini. Nu aveau păzitorii pe lângă ei să le miroase duhul, nici pături să le acopere în căzături abdomenul. Peste toți venise în casă a iertării extaz. Umiliți de bucurie, plângeau că au fost scoși din necaz. Pot de acum vulcanele crucii peste ei să erupă curcubeul legământului sfânt. Nimeni nu mai poate să-l rupă. Amin. Iubiți frați și surori, să ne ridicăm înaintea Domnului și voi citi cuvântul Domnului din Deuteronom, capitolul 30, câteva versete, și apoi din Romani. Versetul 15 înainte. Iată, îți spun astăzi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești, pagina 226, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduierile Lui, ca să trăiești și să te mulțești. Și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor dumnezei și să le slujești,
Vă spun astăzi că veți feri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua stăpânire după ce veți trece Iordanul. Să trecem acum, frați iubiți, în Romani, în capitolul 8, începând de la versetul 12, citim 12 și 13, pagina 1101 în Sfintele Scripturii. 1101. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dar dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Amin. Vă rog să ocupați locul. Iubiți frați și surori, timpul își face cursul. Cu ajutorul Domnului am să încerc să desfășor câteva idei și Dumnezeu să lucreze mai departe acasă la inima celor din Berea, căci El poate să completeze prin Duhul Sfânt totul. Frați și surori, acest cuvânt care l-am citit, aș dori să fie proiectat astăzi dintr-o lumină puțin mai deosebită. Ați auzit că atunci când se citește, mai ales din Deuteronom, a doua lege, să spun cuvinte așa bubuitoare, facă Domnul Dumnezeu să ni se deschidă inima și în modul său cel mai blând să scrie foarte adânc în schimb. Haideți să mergem un pic să clarificăm câteva lucruri. Nu pentru că voi nu le-ați ști, ci pentru ca să ne întărim în ele, pentru că constituie o fundament, o platformă de pe care credinciosul și credincioasa toată viața trebuie să lucreze. Trebuie să știe aceste adevăruri fundamentale. Să mergem puțin în grădina Edenului. Nu în grădina Edenului, înainte cu un timp de grădină. Domnul s-a uitat la tot ce făcuse. Și-a avut El în mintea Lui, izvorât din dragostea Lui, când s-a uitat la tot ce-a făcut în univers. Aici e vorba de galaxii, fraților. Dar nu facem acum facultate de geografie aici, nici nu este timpul, deja jumătate s-a dus. S-a uitat la animale. I-au plăcut de șerpi, de lei, de tot ce ne fioară astăzi lui i-a plăcut. Și totuși a ajuns la o concluzie că ar putea să fie între aceste animale și în aceste împărății care le-au făcut, împărăția mineralelor, împărăția plantelor, împărăția animalelor, s-ar putea să fie ceva mai frumos dacă ia imaginea Lui, care e cea mai frumoasă din tot Universul, care este cea mai frumoasă acolo unde locuiește El, dintre toate ființele de acolo, și o pune într-o grămadă de clei, de țărână. Și o modulează Domnul această țărână și suflă în nări din Duhul Lui, care este viață, înțelepciune, intelect, energie, creație, tot ce vrei. Tot ce vrei este acolo când zicem Duhul lui Dumnezeu. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Ce i-a dat Dumnezeu acestui suflet viu? I-a dat trupul care l-a făcut cu mâinile lui. Cum l-a făcut el știe, eu nu mă bag că n-am fost acolo. Și i-a mai dat ceva din sine însuși. I-a dat viața care era în el, prin suflare. Dar asta e puțin spus, că și animalele, și râmele, și microbii, și nu mai mergem acum la Limaneus în Norvegia, cu toate lista lui de animale care le-au făcut în limba latină, ca să nu știe mulți. Frați iubiți, ceva ce-i mai fermecător este că i-a dat Duhul lui Dumnezeu, care este creație, creator, din creator slăvit să fie numele Lui. Sufletul acesta, când l-a alcătuit, eu n-am să știu să vi le spun pe toate așa ca Dumnezeu în această seară, dar dacă vă rugați, Doamne, smerește-l acolo la ambon, până în pulberea pământului și vorbește-ne Tu, El poate să mă lumineze și pe mine mai mult. Iar dacă nu, vă duceți acasă și cercetați pe genunchi în smerenie și Dumnezeu lucrează. Când a pus sufletul în trup,
a mai pus și Duhul minții ca parte a sufletului, pentru că a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Și el este Sfântă Treime, trei persoane. Și tot trei apar și în om. Duhul minții, sufletul și trupul. Și acum, pentru ca biserica să fie bine orientată, este bine să judecăm puțin aceste lucruri. Ca să vedem dacă suntem sufletești sau dacă suntem duhovnicești. Aceasta este titlul mesajului din această seară, în măsura timpului încercând să le epuizăm. În rest, cercetăm acasă. Cum suntem? Sufletești sau duhovnicești? Ei bine, Duhul lui Dumnezeu, care s-a pogorât de la Dumnezeu, are în el conștiința dumnezeirii. Conștiința lui este de Dumnezeu, de Creator. Când a venit la Duhul minții, când a venit și a dat energie sufletului, când a intrat puterea vieții în țărâna aceasta și a apărut această trinitate, trup, suflet și Duhul minții, pe om l-a făcut cu conștiință de sine însuși. Și s-a gândit Dumnezeu să facă ceva mai uluitor, să-l facă independent pe pământ. De aceea am spus că are conștiință de sine însuși. Duhul zice, eu nu fac decât ceea ce îmi spune Tatăl să fac. Acesta este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Nu vă mai duc acum, că nici nu le știu nici eu pe toate versetele, dar le cercetați acasă. Și vedeți dacă ceea ce vi s-a spus este adevărat sau nu. El depinde total de Dumnezeu. Nu tot așa este cu sufletul din om. Nu tot așa este. El zice, eu fac ce vreau eu. Trupul este orb. El este condus de suflet, frați și surori. Trupul transmite sufletului și Duhului minții cinci simțuri. Mi-e foame, mi-e sete, vreau să pipăi, vreau să mă bucur și așa mai departe. Partea lui e multă și la trup, dar două vi le sugerez, pentru că una este bună pentru cruce și una este bună pentru iad. Partea lui este durerea la cruce și partea lui știe să spună, am nevoie de plăceri. Plăceri, plăceri, plăceri. Ei bine, frați și surori, sufletul acum gândește singur. Sufletul are depozitat în el două părți mari. Pe parcursul istoriei vorbim acum, nu în grădina Edenului. Are virtuțile care reprezintă partea pozitivă dumnezeiască de caracter. Și are păcatele sau pasiunile care reprezintă ceea ce s-a pus de-a lungul veacurilor din pricina libertății lui de alegere. Dumnezeu a lăsat în grădina Edenului când i-a croit ca Duhul Său să ia legătură cu Duhul Minții omului. Duhul Minții să sugereze sufletului comenzile dumnezeiești și ideile lui Dumnezeu, iar sufletul care are voința și puterea de decizie totală să oblige trupul să meargă după voia lui Dumnezeu. Cam asta este așa, doar întreagăt, o simplă ilustrație pe care dumneavoastră puteți să o îmbogățiți studiind Sfintele Scripturi. Și ce s-a întâmplat? Când a venit Satana la atac, el n-a putut să atace pe Duhul lui Dumnezeu, care este inatacabil, care nu poate să fie zdrobit în niciun fel. Acolo e tăria absolută, înțelepciunea absolută. Nimeni nu poate depăși Duhul lui Dumnezeu. Poate înțelegeți acum de ce am citit această poezie despre botezul cu Duhul Sfânt. El a atacat sufletul care avea libertatea de alegere. Și a făcut o ruptură fenomenală
Pentru că Dumnezeu îi spusese să nu mănânci din pomul acela, căci în ziua aceea vei muri negreșit. Eu vă întreb, a murit el negreșit? Nu, fraților! Viața, Duhul de viață, ce numim noi Duh de viață, a rămas în el. Duhul minții a rămas în el sau nu? A rămas în el, fraților, pentru că este scris, iată că omul a ajuns ca unul din noi în Duhul minții, s-a înălțat sus de tot în pomul cunoștinței. Dar a plecat ceva uluitor. A plecat viața eternă. A plecat puterea lui Dumnezeu, a plecat mantaua lui Dumnezeu și omului s-a tăiat legătura cu Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să ne uităm toată viața pe această linie, măcar că unii dintre dumneavoastră poate știți mai bine decât mine ilustrația aceasta, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu din Romani 8, cuvântul ne arată că între Duhul lui Dumnezeu venit în om, ca să fac o sinteză a versetelor de acolo, creștinul trăiește după Duh, acolo suntem acum, în Romani 8 se arată că Duhul lui Dumnezeu este vrășmaș acum cu sufletul care a vagabondat întreaga istorie prin împărăția cuvintelui celui rău și s-a umplut de o dușmănie, s-a umplut de păcat înaintea lui Dumnezeu, pentru că sufletul, spre deosebire de Duhul Sfânt, este deschis pentru poftele lui însuși, trupului, și trupul este în colaborare cu sufletul. Sufletul este deschis puterii demonice și s-a deschis puterii lui Satan și a devenit slujitor, și sufletul este deschis puterii lui Dumnezeu, adică să primească pe Duhul lui Dumnezeu. Și acum, iubite frate și soră, dacă vă aduceți aminte când am început cuvântul din această seară, am zis, poți să crezi ce vrei, poți să te duci încolo, poți să te duci încoace. Nu mai repet cuvintele acelea, dar să știi, iubită biserică, că tu și nu alta, și vă rog să mă credeți, pentru că eu umblu în multe biserici. Am studiat în două universități multe religii creștine ale lumii și necreștine. Nu există o biserică în tot creștinismul mai binecuvântată din punctul de vedere al cunoștinței lui Dumnezeu decât biserica botezată cu Duhul Sfânt. Și iată de ce. Nu disprețuiți cuvântul acesta. Nu vă lăudați cu el, fraților, că degeaba ne lăudăm, că îi facem scârbă lui Dumnezeu, căci noi trebuie să fim plini de Duh și dumnezeirea să erupă din noi și să iese afară din noi la lucru în lume, îngenunchind puterea demonică, slăvit să fie Dumnezeu. Dar, repet mereu lucrul ăsta, ca să fiți conștienți din ce binecuvântată biserică facem parte. Asta nu însemnează că toți penticostalii vor fi în împărăție. Nu asta vreau eu să spun în seara asta. Vreau să spun că tu ai cunoștința completă, adică ți s-a dat să ai cunoștința completă, dacă vrei să o ai. Sunt biserici care laudă numai pe Dumnezeu. Sunt biserici care laudă numai pe Iisus Hristos și nu vor să știe de Duhul Sfânt. Sunt biserici care vorbesc de împărăție foarte, foarte mult și cunosc teologie mai multă decât noi. Dar nu cred botezul cu Duhul Sfânt. Sunt biserici care disprețuiesc vorbirea în limbi. Sunt biserici care nu vorbesc despre lupta Duhului Sfânt împotriva puterii demonice. Și așa mai departe. Sunt biserici care spun despre cei botezați cu Duhul Sfânt că sunt vrăjitori. Nu am venit să judec. Am venit să se conștientizeze biserica că cu tine s-a întâmplat și vrea Dumnezeu să se întâmple, dacă nu s-a întâmplat, ceva uluitor. Și iată ce. De la grădina Edenului și de la primul Adam din istorie, care a fost făcut ce? Un suflet viu, atenție la cuvânt. Și până la al doilea Adam, sufletul acesta a fost îngenunchiat. Sufletul acesta nu mai are legătura cu energia creatoare a dumnezeirii. Când a venit al doilea Adam, Iisus Hristos,
Acesta ce a fost făcut? Suflet sau Duh dătător de viață? Duh dătător de viață. Ia uitați-l cum dă viața. Iisus s-a întors către ucenici și a suflat peste ei zicând, luați Duh Sfânt. Și în clipa aceea, slăvit să fie Dumnezeu, legătura veche ruptă din grădina Edenului prin intervenția satanei, din nou s-a refăcut la loc și Dumnezeu a devenit capul celui ce crede. Este Dumnezeu capul tău? Bineînțeles, în Scriptură este scris capul Domnului Iisus Hristos, Iisus Hristos capul nevestei și așa mai departe. Dar te întreb în seara aceasta, ai primit pe Duhul lui Dumnezeu care să te conducă în Duhul minții? Uitați-vă Duhul minții luminat de Duhul lui Dumnezeu ce zice. Pe tine nu te pot iubi oricât mă îndeamnă inima, adică sufletul păcătos, căci tu ești și rămâi mereu soția prietenului meu. Observați două entități aici. Sufletul aleargă să dea trupului plăceri. Cugetul luminat de Duhul lui Dumnezeu însă atenționează sufletul să vorbească cu împricinata ispitită și ea la rândul ei, așa, ca să nu se ducă mai departe, pentru că ea reprezintă legea lui Dumnezeu. Ce minunat! Și acum cu aceste cuvinte repetate, căci nădăjduiesc că le știați voi mai dinainte, aș vrea să vă spun că creștinul umblă după Duhul lui Dumnezeu. Creștinul nu mai este al lui însuși, fraților. Sufletul face multe lucrări pentru Dumnezeu. Și nu-i plac lui Dumnezeu aceste lucrări. Pentru că sufletul are teologia. Și crede că cugetând despre Dumnezeu, cugete perfect. Și crede că având Biblia, el este perfect pentru că o are și o citește și o pune în intelect. Dar aveți grijă că este scris. Litera omoară, Duhul, Duhul, Duhul dă viața. Ce trebuie să am în mine? Trebuie să am Duhul lui Dumnezeu, care să vină peste mintea mea și El să se instaleze la conducerea minții mele, pentru că l-am ales pe El prin botez, am fost botezat cu Duhul Sfânt, am primit darurile Duhului Sfânt și mai departe sunt scrise toate lucrurile în Scripturi, timpul își face cursul. Deci haideți să ne întoarcem. Eu nu vă spun din seara asta, că am văzut niște predicatori care foarte mult insistă din seara asta, parcă El e Îngerul lui Dumnezeu, vorbim la microfon, că până atunci tot a fost întuneric. Numai când trece el pentru o biserică, lasă lumină. Nu mai zicem din seara asta. Haideți să ne întoarcem cu toată tăria la Duhul lui Dumnezeu. Și iată de ce. Mintea sufletului, chiar dacă judecă lucrurile lui Dumnezeu, le poate judeca greșit Duhul minții. Uitați-vă spre pe cei doi în drum spre Emaus. Să duc spre Emaus și zic, noi credeam că El este acela pe care îl așteptam, dar uite, sunt trei zile, nu se întâmplă nimic. Nimic nu se întâmplă. Apoi este judecata Duhului lui Dumnezeu. A Duhului lui Dumnezeu, frații miți? Nu! Ia uitați-vă când vine Duhul lui Dumnezeu. Ce fel de vorbe sunt astea care le schimbați între voi? Și când începe Duhul lui Dumnezeu să vorbească, inima începe să ardă în ei. Famenul etiopian se duce înapoi la împărăteasa Candache a Etiopiei, se uită în carte și cu sufletul lui și cu Duhul minții lui nu înțelege taina dumnezeirii. Dar când vine Duhul lui Dumnezeu, îi spune lui Filip, ajunge carul acela. Și când ajungi carul acela, eu îți spun ce ai să faci acolo. Și Filip nu mai are mintea lui. Sunt multe versete care ne explică lucrul acesta, dar timpul se duce și aș vrea să vin cel puțin cu două exemple ilustrative mai târziu, dacă se mai poate. Duhul lui Dumnezeu vine acum direct la el și luminează care este gândul lui Dumnezeu din Isaia. Și atunci, luminat total, zice, ce mă mai împiedică, uite apa și Dumnezeu își face lucrarea. N-ai vrea
Să iei în seara asta o gelozie în plus pentru completa dependență de Duhul Sfânt. Aș dori să mai spun, iubiți frați și surori, că mintea omului teologisește, dar omul plin de Duhul Sfânt nu face asta. Omul plin de Duhul Sfânt are altă calitate, fiindcă Duhul Sfânt în Duhul Minții este revelație, nu este o analiză. Este o descoperire. El îți descoperă cuvântul lui Dumnezeu. Și cel ce este plin de Duhul Sfânt nu face cu Dumnezeu discuții toată ziua. Să mă duc așa, să fac așa, să fac așa. Ascultă și se duce pe linia aceea datorită faptului că se încrede perfect în Dumnezeu și Duhul Minții Lui l-a lăsat rob ascultător de Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să ne schimbăm! Știu că sunteți în proces de schimbare, dar mi se pare că cam lent. Ca să umblăm numai călăuziți de Duhul. Fiindcă asta este toată taina cea mare a Domnului Iisus Hristos după ce a plecat de pe pământ. Nu vă imaginați, fraților, că sângele acela a curs așa numai ca să facem noi cântări din el. El are o taină în Geneza 49. Mantaua lui, care reprezintă puterea Duhului profetic, puterea Duhului care va veni peste om, ca să-l facă cum a fost la început în grădina Edenului, nu se dă decât prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. Și acest Duh Sfânt lovește puterea demonică, descoperă puterea demonică, vindecă boalele, vorbește cu Dumnezeu în limbi noi, face totuși nimeni și nimic nu poate să-i stea împotrivă, pentru că cel ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume, slăvit să fie Dumnezeu. Sunt multe de zis, frați și surori, sunt multe de zis, dar timpul oricum își face cursul, haideți acum la un exemplu în care veți vedea umblare prin fire și umblare călăuzit de Duhul. Împlinirea voii firii pentru Dumnezeu și împlinirea voinței Duhului Sfânt pentru Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că nici rugăciunile bisericii lui Dumnezeu nu-i plac total. Căci Duhul ne învață cum să ne pomp. Iubiți frați și surori, vreau să mergem la Sequoia Gigantea. Ați auzit de Sequoia Gigantea? Copaci gigantici de pe vremea uriașilor, probabil. La munții cei mari și frumoși de acolo, că și noi avem ceva munți pe acolo, o să-i vedeți care veniți la conferință. Și cu ocazia zilei de Crăciun, atenție la curbă, că este un cuvânt periculos, să mergem cu o soră de acolo, făcea niște prăjituri colosale, inimaginabile, când e vorba de plăcerile de a le gusta. Și asta nu exagerez, pentru că eu vă spun sincer că așa are darul ăsta de la Dumnezeu. Și să petrecem în zăpadă, în panoramă de iarnă, Crăciunul de iarnă. Asta este ce până aici? Până aici este o dorință sfântă și curată, zicem noi. Ba mai mult, ca să fim și mai sfinți, luăm colinda. Și aveam în familie vreo 6 cântărești cu instrumentele și cu toată familia să mergem acolo. Deci facem slujbă, ne bucurăm de familia respectivă, mâncăm ce are mai bun și așa mai departe și venim dând slavă lui Dumnezeu acasă. Ăsta este sufletul. Vedeți cum slujește. Tinerilor iubiți, la multe conferințe din Germania, din Europa, din România și din America, foarte multe tinere și tineri vor să plece pentru Domnul. Și nu au judecat bine că nu fac decât turism evanghelic. Dacă vine în misiunea aceea care a fost în aceste țări, să vedeți o mină de 12 km lungime în care se ascund creștinii cu frica morții, cu cercetarea morții peste ei ca să se roage, și cum creștinii care se duc acolo nu pot să facă multe, pentru că imediat ce sunt prinși, sunt omorâți, înaintea lor au fost omorâți 2 engleși, înainte de a ajunge misiunea asta, va schimba gândurile și a zice, Doamne, dorința mea este sufletească, vreau să-L aud pe Duhul.
Și noi, cu dorința noastră, merem să slăvim pe Domnul. Și acum vine Duhul Domnului în vis la soția mea în timpul nopții și zice să colindați la vorbitorii de limbă spaniolă săraci din țarină. Vorbea și Duhul clar. Dați-i telefon, vă las telefonul, sunați la sacramentul acasă, la nevastă mea și ea vă va certifica. Duhul lui Dumnezeu vorbește clar. Atenție, frați proroci! Vorbește clar, fraților! Și plecăm noi, acum ne-au sucit Dumnezeu de la prăjituri, de la munți înalți, de la secoie, de la miros de braz, ne-au trimis la cei mai pricăjiți din țarină. Și am mers și iară n-am stat de ajuns în rugăciune, căci cu Duhul Sfânt nu este ca și cu asta-laltă, cu mintea, și am ajuns într-o casă, pe direcția unde știam că sunt multe țarini pe acolo, și zice, știu eu unde să vă duc. Și ne duce noaptea în mijlocul orașului Yuba City și zice, cântați aici, că aici e lucrarea. Și începem să cântăm până la 12 noaptea. Bineînțeles, ori venim musulmani, budiști, de toate categoriile. Ne-au invitat și în casă, au fost ciorchine pe la ferești, pe la uși. Au fost minunat. Dar la 12 noaptea vine Duhul Sfânt la mine și zice, ce înștiințare v-am dat? Unde-i voința mea să vă duceți? Ce v-am spus eu să faceți? Doamne, iartă-ne, fraților, rochideți totul, totul, că trebuie să plecăm în țarina. Și ajungem noaptea, după miezul nopții, prin țarinile acelea și, Doamne, Sfânt, acolo nu sunt case, nu sunt lumini, nu sunt oameni să te direcționeze, nu sunt străzi cu pancardă, pe ce stradă sunt ei, și nimerim la o familie de americani, ne tragem o colindă aceea să sperie bine, după aia să uimesc când de ajuns, ca să fie prietenoși cu noi, că și-au dat seama că ducem mesajul, dar au îngălbenit că nu știau cum pică noaptea colindătorii exact în mijlocul țarinei. Și zice, pe noi ne căutați? Zic, nu, 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 pe niște cei mai săraci din țarina. Zice, exact pe direcția asta, în partea cealaltă, 16 maile. Mergem acolo și acolo ne-au spus, sunt niște vagoane pe roți și acolo o să cântăm. Și începem să intrăm între vagoanele acele sărace și cântăm. Ies 29 de mexicani care n-am să-i uit niciodată Israele. Pentru că erau aproape de sculți în vreme de iarnă. Niciodată nu pot să-mi imaginez ca să uit imaginea aceasta. În maieuri, în tricouri, fără haine pe ei, în Statele Unite ale Americii. Și noi, cu 25 de ani în urmă, luam de la gunoaie ce era mai strălucit și trimiteam și prin Missouri și prin alte părți. Și ăștia dezbrăcați și încep să plângă și noi cântam numai în limba română. Și când am văzut că intră Harul lui Dumnezeu în ei, slăvit să fie Domnul, abia atunci am înțeles că Domnul ne-a trimis acolo, fiindcă Domnul a vrut să vină în ajutorul celor mai necăjit și celor mai săraci. Înțelegi, Israele, de ce a ales Ieslea? Și noi nu suntem conștienți cu mintea noastră sufletească. De aceea, când am văzut unii doi mai bine îmbrăcați între ei, au început să plângă și imediat o zis, veniți la noi acasă, că tremură ăștia de frig, ne bagă în casă pe toți la căldură și zice, Dumnezeu v-a trimis. Dar cine sunteți voi? Noi suntem fugiți din cauza mizeriei și a nenorocirilor din Mexic, că nu mai avem cu ce să ne îngrijim familiile. Am trecut granița în condiții deosebit de grele și am ajuns aici și ne-am izolat aici în țară, să nu știe nimeni de noi. Și căutăm să ne trimitem bani, dar de multe ori când vine ziua de plată, ne spun că vine poliția și trebuie să fugim ca potârdicăle din locul acesta. Și în felul acesta mi-am dat seama că Dumnezeu s-a adus aminte noaptea aceea și ne-a mustrat și ne-a arătat, vezi ce înseamnă alergare în fire și vezi ce înseamnă alergare în Duhul Israele. De aceea întoarceți-vă la Duhul Dumnezeului celui viu, căci fără Duhul lui Dumnezeu este imposibil să fiu prezent și să fii prezent în ziua învierii. Și numai cine a făcut faptele Duhului, acela va ajunge să cunoască bucuria Duhului Sfânt. Căci când i-a apucat o asemenea bucurie și de ce? Îi văd pe ăștia care erau îmbrăcați mai bine, boșilor,
Că încep să plângă și zice, m-a trimis Dumnezeu, m-a trimis Dumnezeu. Zic, da, Dumnezeu ne-a trimis și vă rezolvă totul. Și zice, de-aia m-a trimis. Zic, da, dar eu vorbeam prin credință. Zic, da, chiar de asta. Vai, ce binecuvântare peste casa noastră. Veniți-ne în ajutor, căci după 1 ianuarie, eu și cu soțul meu trebuie să pun actele de divorț, pentru că ne despărțim pentru totdeauna și rămâne distrusă o familie cu 4 copii. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că eu am fost la vrăjitor, vrăjitorul o păcălit, o să păcătuiască cu el, că a spus că nu pot să o vrăjească în alt fel, numai în chipul ăsta, bărbatul s-a iertat că te-a iertat, după aia a venit gelozia și acum o trebuie să despartă. Dar în fața Duhului Sfânt, în ceasul acela de colinț și de rugăciuni, s-au luat în brațe înaintea lui Dumnezeu și sunt o familie întregită până în ziua de azi. A Domnului Dumnezeului nostru să fie slava în vecii vecilor. Israele, fără Duhului Dumnezeu în tine și fără ascultare de El perfectă, este cu neputință să fim prezenți în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul binecuvânteze pe fratele, iar noi ne apropiem de încheiere. Înainte să încheiem această seară binecuvântată de Domnul, aș vrea să vă provoc un pic imaginația și să vă întreb, dacă v-ați gândit vreodată, ce ar fi fost dacă Domnul Iisus Hristos, după ce a suferit, după ce și-a dat viața pentru noi, nu se înalța la Tatăl, ci rămânea cu noi aici pe pământ. De multe ori m-am gândit și am zis, ce frumos ar fi fost să fiu un fiu cu Domnul Iisus Hristos umbla pe pământ printre oameni. Și dacă măcar nu a fost să fiu atunci în viață, când acum 2000 de ani, să fiu, să-L văd pe Domnul față în față, povesteam o dată cu soția mea, cu Cristina, și spuneam ce fain ar fi fost să vedem cum face vindecări, să vedem cum dă vedere la orbi, să vedem minuni din astea, să vedem pe El. Măcar dacă nu se înălța la cer și rămânea printre oameni și avea un loc, Ierusalim să fi fost, tot am fost pe acolo odată, poate că strângeam bani și luam și familia odată să merg la Ierusalim să-L văd pe Domnul, așa-i? Oare de ce n-a rămas printre noi? Să mergem să, dacă știam un bolnav, să luăm bolnavul, să mergem la Ierusalim, să stăm la rând, dacă trebuie, la coadă și să spunem, Doamne, uite și bolnavul nostru, uite și orbul acesta, uite, am și eu o problemă, așa, să stăm de vorbă cu el. Probabil că și ucenicii, când Domnul se spunea că se înalță la cer, s-au pus aceeași problemă. Doamne, ce rost are? De ce rămâi cu noi aici? Dacă tot spui că întemezi împărăția ta pe pământ, dacă tot spui că împărăția aceasta va domina lumea și va crește, ce treabă e asta tu să mergi în cer și noi să rămânem aici pe pământ? La care Domnul Iisus Hristos le dă un răspuns interesant. Spune, haideți să vă spun adevărul. Ioan capitolul 16, versetul 7. Vă este de folos să mă duc, le spune. Nu, stai că asta e prea de tot. Adică e mai avantajos ca tu să pleci? Mai avantajos ca tu să nu fii printre noi? Doamne, dar parcă nu înțelege. Dar tu fii, deci tu dai vedere orbilor, tu... Se spunea de, mai înainte la ora de rugăciune, tu întărești pe cei străbănoci. Avem nevoie de tine. Dar Domnul vine și spune, face o afirmație extrem, extrem de interesantă. Vă este de folos vouă să mă duc. Cu alte cuvinte, dacă eu stau printre voi, nu-i mai așa de bine decât dacă m-aș duce. Vedeți? Și mai departe. Dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, Duhul Sfânt, nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Dragii mei, dacă Domnul Iisus Hristos era acum pe pământ și cu siguranță poate fiecare ne-a fi făcut appointment de repede. O, am o problemă, fie că este financiară, fie că este de sănătate, fie că este spirituală. Vreau neapărat să am appointment cu Domnul, să-i explic eu problema mea. Sau dacă cineva știu și nu vrea să se ducă, facă acei oameni care cu forță ar prins și duc înaintea Domnului, pentru că s-a întâmplat și de cele lucruri pe vremea aceea, și ca Domnul să facă minunea. Dragul meu, știți care este diferența? Nu mai trebuie să străbate mii de kilometri. Nu mai trebuie să umblăm, să-L căutăm pe Domnul. Duhul Sfânt pe care Domnul a promis că dacă El se duce, ne-L va trimite, poate fi în fiecare inimă. Nu numai într-un loc anumit, nu numai într-o familie anumită, nu numai într-o biserică, nu numai
poate fi inima noastră și provocarea mea înainte de încheiere. Există Duhul Sfânt în inima ta? Vedeți, Domnul Iisus a făcut acea legătură, spunea fratele, între omul muritor și Duhul adevărului. Problema este, legătura aceea este în noi? Umblăm călăuziți de Duhul sau umblăm călăuziți de firea pământească? Romani capitolul 8, din s-a citit. Viața noastră este condusă de firea pământească, de ambițiile noastre, de vederile noastre, de viziunea noastră, de teologia noastră, de felul cum te-am născut, de felul cum am trăit, de felul cum am primit, sau este condusă de Duhul lui Dumnezeu? Asta este provocarea. Haideți să ne gândim. S-ar putea de multe din acțiunile noastre să fie conduse de firea pământească. Să fie conduse de lucruri care n-au nimic în legătură cu Dumnezeu. În măsura în care și în momentul în care viața noastră este condusă de Duhul lui Dumnezeu și spunea fratele acea ilustrație, acea întâmplare, acea experiență extraordinară. În momentul acela nu greșim. În momentul acela lăsăm secoia, lăsăm distracția, lăsăm gândurile firii pământești și ne conducem după Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în noi, cum spune în Romani capitolul 8, dragii mei, nu vom putea face voia lui Dumnezeu. Nu vom putea face planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, dacă vorbim de lucrarea lui Dumnezeu și cu toții vrem să o facem. Haideți să ne gândim. Dacă umblăm conduși de firea pământească, haideți să ne înălțăm lui Dumnezeu și spune, Doamne, avem nevoie să fim conduși de Duhul Tău. Avem nevoie să fim umpluți de Duhul Sfânt. Avem nevoie să fim, dacă vreți, copleșiți de puterea lui Dumnezeu, copleșiți de Duhul care vine de la El. Dragii mei, astfel, altcumva, jertfa Domnului Iisus Hristos, venirea acelui al doilea Adam, pe care spunea fratele, Domnul Iisus Hristos, este zadarnică. Pentru că în viața noastră nu a făcut acea legătură între noi și Duhul lui Dumnezeu, pe care primul Adam a rupt-o, prin neascultare, prin păcat. Haideți în rugăciunea, vă invit să ne ridicăm în picioare și în rugăciunea pe care o vom face să stăm înaintea lui Dumnezeu. Cu inimă sinceră, spunea fratele, poezie, nu trebuie neapărat cu strigăte. Nu trebuie neapărat cu știu eu ce vorbe, ce expresii prefăcute dinainte, nu. Cu sinceritate, cu inima să ne rugăm. Dacă vreți, nu deschideți nici gura, numai buzele ca la Ana să vină înaintea Domnului și să murmure înaintea Domnului. Doamne, cu sinceritate, în numele lui Iisus Hristos, în numele jertfei Domnului Iisus Hristos, vreau să fiu umplut de Duhul Sfânt, vreau să fiu botezat cu Duhul Sfânt, vreau să am acea legătură, vreau să fiu condus de Duhul lui Dumnezeu. Ai puterea să faci această rugăciune? Ai curajul? Haideți că la Dumnezeu rugăciunea acestea, clar, de-abia așteaptă, le dă răspuns. Dragul meu, cu sinceritate, onește înaintea Domnului, Doamne, în vremuri ca acestea, secolul 21, într-un context așa de neprielnic pentru noi, vrem să fim conduși de Duhul Tău. Într-o lume și într-o cultură în care nu are nimic Dumnezeu. Parcă totul este demonic, totul este venit de la cel rău, dragii mei. În învățături ca acestea, noi vrem să te slujim pe tine și nu vom putea. Nu o vom putea face fără Duhul Tău. Așa că te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, botează-ne, umple-ne cu puterea Ta. Și atunci vom face voia lui Dumnezeu. Vom trăi ceea ce vrea Domnul să trăim. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului, cu toții. Doamne, venim înaintea Ta în seara aceasta. În numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru mesajul Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te binecuvântăm, Părinte Sfânt și drag. Îți mulțumim din inimă, Doamne, pentru această seară. Îți mulțumim că am avut ocazia să ne închinăm înaintea tronului Tău de milă și de îndurare. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, că am avut ocazia să ne închinăm înaintea Ta prin cântare, Doamne. Doamne, Tu meriți toate cântările, dacă este ceva bun în noi. Meriți, Doamne, să-Ți cântăm Ție. Meriți să Te rugăm pe Tine, Doamne, că ești singurul vrednic de laudă. Vreau să-Ți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne. Noi știm că și nimic nu este la voia întâmplării, niciun fir de făr de cap, din capul meu cade fără știrea Ta. Așa, astă seară a fost plănuită mai înainte să știm noi, Doamne. Și Tu ne-ai vorbit în seara aceasta, la fiecare dintre noi. Doamne, fă că atunci când vom ieși de aici, Doamne, să nu ne jefuiască dușmanul la ușă, Doamne. Amin, așa. Fă, Doamne, Dumnezeu, ca cuvântul Tău să fie sădit în inimile noastre, Doamne.
să trăim cuvântul Tău, Doamne. Cercetează-ne Hristul în locul acesta, Doamne. Cercetează-ne acasă, Doamne. Cercetează-ne la lucru, Doamne. Cercetează-ne în orice loc în care vom fi, Doamne Dumnezeule. Căci vrem, Doamne, să facem voia Ta. Vrem, Doamne Dumnezeule, să Te slujim pe Tine, Doamne. Vrem, Doamne Dumnezeule, ca viața noastră să ne închinăm Ție, Doamne. Venirea Ta este aproape, Doamne. Venirea Ta, Tu ești aproape de norii cerului, Doamne. Ești gata ca să vii să ne ai acasă, Doamne. De aceea vrem în vremuri ca acestea să trăim voia Ta, Doamne. În vremuri ca acestea vrem să fim conduși de Duhul Tău, Doamne. În vremuri ca acestea nu vrem să facem voia firii pământești, Doamne. De aceea Te rugăm frumos, întărește-ne, Doamne. Binecuvintează-ne, Doamne. Umple-ne de puterea Ta, Doamne. Și pe una care ne stă în față, vrem să fie o zi binecuvântată, o săptămână binecuvântată pentru fiecare, Doamne. Noi știm că sunt nevoi speciale, Doamne. Noi știm că sunt apăsări, Doamne. Noi știm că sunt boli, Doamne. Noi știm că sunt nevoi, Doamne. Te rugăm frumos, Doamne Dumnezeule. Mângâierea care vine de la Tine, Doamne. Să umple orice inimă de locul acesta, Doamne Dumnezeule. O, Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvintează-ne săptămâna care este în față și în continuare, Doamne. Ridică pe cei care au nevoie să fie ridicați, Doamne. Încurajează pe cei împovărați, Doamne Dumnezeule. Te rugăm în numele Domnului Hristos, Tu care ai suferit pentru noi, care ți-ai dat viața, Doamne. Binecuvintează-ne, Doamne. Avem nevoie de binecuvântarea Ta. Avem nevoie de ceva în lumea aceasta. Avem nevoie de Tine, Doamne. Te rugăm frumos, lucrează în familie. Lucrează, Doamne, în inima fiecăruia din locul acesta. Lucrează, Doamne Dumnezeule, pentru fiecare, Doamne. Și fie, Doamne Dumnezeule, ca seara aceasta să fie o seară binecuvântată pentru fiecare. În numele Domnului Hristos ne rugăm și Te binecuvântăm pe Tine. Te rog, fii cu fiecare la casele lor, Doamne. Te rog, binecuvintează musafirii casei Tale, Doamne. Fii cu ei în călătoria de întoarcere, Doamne, cu fratele Ionel, cu fratele Beniamin, Doamne. Binecuvintează-i Tu, Doamne, și în mâna și în brațul Tău ne încredințăm viața noastră. În numele Domnului Hristos îți mulțumim și îți mulțumim că ne asculți, Doamne. Slăviți să fie numele Tău. Amin. Amin. Slavă Domnului, vă rog să ocupați locurile, încheiem chiar acum. Vreau numai să vă aduc la cunoștință. Joi seara, prin harul Domnului, ne vom întâlni la Casa Domnului pentru studiul Biblii și rugăciune de la orele 7:30. Deci nu uitați, nu e ora 7:30, ora de hară, am schimbat. Și duminică, ca de obicei, ne întâlnim la orele 5, în prezența Domnului. Slăviți să fie Domnul, invit frații să cânte o cântare, în timpul cântării ne despărțim. Așa cum spuneam, mergem la sala de mese și avem părtășii acolo. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare înainte de cântare. Frații, eu deja să pregătească cântarea. Vreau să vă binecuvintez câteva versete frumoase. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească în numele Dumnezeului lui Iacob. Să-ți trimat ajutor din locașul sau cel sfânt. Și să te sprijinească din Sion și toți copiii Domnului, toată biserica să spună Amin. Așa să facă Domnul. Cântăm și ne despărțim. Mergem la sala de mese.